Cel de-al 24-lea summit Uniunea Europeană-Ucraina are loc astăzi, 3 februarie 2023, la Kiev, fiind prima reuniune de acest gen de la momentul invaziei Rusiei și de când Ucraina a primit statutul de țară candidată. Ucraina privește cu mare speranță la această reuniune, având ambiția de a adera la bloc în maxim 2 ani. Dar cu mai multe detalii vine chiar acum Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună, Florin, bine te-am regăsit. Ce oficiali europeni vor participa astăzi la summit și despre ce se va discuta? Bună, Mihaela. Păi, în primul rând, trebuie să spunem că toți oficialii europeni sunt acolo, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, însoțită de foarte mulți comisari europeni, precum și de șeful diplomației europene. Se va discuta, în primul rând, parcursul european al Ucrainei, solidaritatea Uniunii Europene cu Ucraina, răspunsul Uniunii Europene la invadarea Ucrainei de către Rusia, instrumentul european pentru pace, securitatea alimentară, accesibilitatea prețurilor alimentare. Știm că Uniunea Europeană a dublat numărul de militari ucraineni care vor fi instruiți în țările comunitare, de la 15.000 la 30.000. De asemenea, Uniunea Europeană până acum a lansat 9 pachete de sancțiuni la adresa Rusiei, al 9-lea pachet cel mai recent fiind adoptat pe 16 decembrie 2022. De asemenea, Uniunea Europeană a sprijinit anul trecut și sprijină și anul acesta cu 18 miliarde de euro efortul militar al Ucrainei. Care sunt, Florin, care sunt șansele de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană? Da, aici cred că sunt cele mai mari disensiuni. În primul rând, Ucraina a depus o cerere de aderare la Uniune pe 28 februarie 2022, la 4 zile după invazia Rusiei în Ucraina. I s-a acordat statutul de țară candidată la 23 iunie în același an, însă Consiliul European va decide cu privire la etapele următoare după ce Ucraina va îndeplini condițiile prezentate în avizul Comisiei Europene. În fiecare an Comisia Europeană face o evaluare a acestor condiții. Până în acest moment, Ucraina are multe de rezolvat, inclusiv în domeniul corupției, și vedem că în aceste zile este un asalt împotriva corupților, de la Ministerul Apărării până la Ministerul Agriculturii sau Finanțelor. Sunt persoane anchetate. Iar Ucraina a primit un mesaj foarte clar de la liderii europeni că nu există o scurtătură pentru aderare, iar Ucraina trebuie să rezolve toate problemele interne înainte de a face acest pas. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru informații.